În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-a făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc pentru că păcătuind te-am mânia pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun, pentru aceasta mă hotărăsc cu ajutorul harului Tău să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Stațiunea 1. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, Sfântul tuturor sfinților, Regele tuturor regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încununat cu spini, este osândit de făptura Sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osânde, Eu m-am făcut de 1000 de ori vrednic de moartea aceasta, prin păcatele mele. O Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia acum crucea pe umerii Săi, ca un steag al luptei Sale, ca un semn al biruinței Sale, ca o unealtă a mântuirii noastre. O Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea Ta cea sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 3. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade obosit din pricina sângelui ce i-a curs, împovărat de păcatele ce atârnau pe cruce. El cade pentru a mă curăți de păcate și pentru a mă păzi să nu cad din nou în păcate. O Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele,
dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a patra. Iisus întâlnește pe Maica sa cea mâhnită. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ce durere pentru inima cea dumnezeiască a Fiului și pentru inima cea duioasă a Mamei! O, Iisuse, fă-mă și pe mine părtaș de durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și Maicii tale! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea cincea. Simon din Cirene, ajută pe Iisus să ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene, duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu o mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață a-L iubi, precum și aduce crucea din dragoste către dânsul. O, Iisuse, dă-mi harul ca prin crucea ce mi-este dată să cunosc cine ești, să învăț a te iubi și a răbda orice suferință din dragoste către tine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus, și el, din recunoștință, își întipărește fața pentru totdeauna pe marama ei. O, Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 7-a. Iisus cade a doua oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade și peste dânsul cade crucea, care îi apasă mai adânc spinii în cap, pricinuindu-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. O Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pregătit niște dureri așa de mari. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 8-a. Iisus mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi vă plângeți și pe fiii voștri, că de fac aceasta în lemnul cel verde, în cel uscat ce va fi. O Iisuse, Tu ești lemnul cel verde, iar eu cel uscat, vrednic să ard numai în iad. Dă-mi harul unei adevărate întoarceri spre bine și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața cea veșnică. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 9-a. Iisus cade a treia oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și îl bajocoresc necontenit pe calea crucii până la Golgota. O Iisuse, ce rușine și ce durere ai suferit Tu din dragoste către mine! Dă-mi harul ca din dragoste către Tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată a Te urma. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 10-a. Iisus este despuiat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este despuiat de hainele sale și pentru a-i se potoli setea îi este dat fiere și oțet. Hainele îi se scot și în acest fel îi se reînnoiesc toate rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor sale, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre de lăcomie. O Iisuse, izbăvește-mă de robia poftelor trupești. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Iisus atârnă pe rănile mâinilor și ale picioarelor și suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, o Iisuse, și pironește-mă pe crucea ta, printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a atârnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. O Iisuse,
fă ca moartea ta să-mi fie mie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile cele rele, ca să trăiesc numai pentru tine și la sfârșit să ajung printr-o moarte sfântă la viața cea veșnică. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este luat jos de pe cruce și pus în brațele Maicei sale prea îndurerate. O sfântă Maică a lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă a vedea în brațele tale trupul dumnezeiescului tău fiu rece și fără viață, și a privi rănile lui din care mai curge sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Trupul preasfânt al lui Iisus este mormântat într-un mormânt nou și curat. O Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și ție plăcută pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie și să te primesc vrednicește și cu evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, însă mai cu seamă la sfârșitul vieții mele. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Rugăciunea Sfântului Augustin. O Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști,
să fii lepădat de iudei, vândut de Iuda cu o sărutare, legat cu funii, dus la moarte ca un miel nevinovat, dus înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorât, scuipat, cununat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, dezbrăcat și pironit pe cruce, întovărășit cu tâlharii, adăpat cu fiere și oțet și rănit cu o suliță. Te rog, Doamne, prin aceste dureri ale Tale, ce eu, păcătosul, le meditez acum cu evlavie și prin sfânta Ta cruce și moarte, izbăvește-mă de munca cea veșnică a iadului și du-mă acolo unde L-ai dus pe tâlharul cel răstignit cu Tine. Tu, care fiind Dumnezeu, vețuiești și domnești cu Tatăl și cu Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.